Bine v-am găsit la prognoza meteo. Vremea va fi caldă pentru această perioadă. Cerul va fi temporar noros. Pe arii relativ extinse, îndeosebi în cursul zilei, vor cădea precipitații predominant sub formă de ploaie și izolat vor fi condiții de polei. Vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 4 și 6 grade, iar cele minime între minus 1 și 1 grad Celsius. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, astăzi în Zalău, temperatura maximă a urcat până la 6 grade, iar minima s-a oprit la 1 grad Celsius. Mâine, în cele 4 orașe de la noi din județ, sunt anunțate precipitații. În Șimleul Silvaniei se vor înregistra temperaturi maxime de 7 grade și minime de 1 grad Celsius. În Zalău, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima zilei va urca până la 6 grade, iar minima va coborî până la 1 grad Celsius. Pentru locuitorii orașelor Jibău și Cehosilvaniei, meteorologii estimează o maximă de 5 grade și o minimă de 1 grad Celsius. Miercuri va fi predominant noros, iar temperatura maximă se va opri la 5 grade Celsius și cea minimă va scădea până la minus 1 grad Celsius. Joi se anunță însorit, iar mercurul din termometre va urca la 4 grade și minima va coborî la minus 2 grade Celsius. Acestea au fost informațiile despre starea vremii. La revedere!